CSU Suceava nu va mai miza în sezonul următor pe Interii stânga Alex Dascălu și Pavel Loic și Interul dreapta Bogdan Mănescu. Suceava este și va fi mereu acasă pentru mine, este locul unde am crescut ca om și ca jucător, în același timp cu performanțele echipei, care în ultimii 4 ani este într-o continuă ascensiune. Am rămas cu multe amintiri frumoase atât din teren cât și din afara lui și pentru asta le mulțumesc colegilor, staffului și suporterilor cu care abia aștept să mă revăd de data viitoare din postura de adversar, a transmis Alex Dascălu, jucător care a semnat deja cu CSM București. La rândul său, Pavel Loic a spus, am jucat 5 ani la Suceava, a fost perioada în care am crescut și m-am dezvoltat ca sportiv. Acum simt că e timpul să merg mai departe. Mulțumesc echipei și suporterilor care m-au susținut și împreună cu care am luptat zi de zi. Le doresc succes colegilor în viitorul sezon și sper să ne întâlnim pe teren și să facem spectacol. Universitarii au transmis pe pagina oficială de Facebook și un mesaj din partea lui Bogdan Mănescu. Dintotdeauna am apreciat colectivul de la Suceava și mă bucur mult că sezonul trecut am avut ocazia să fac parte din el. Le mulțumesc antrenorilor, colegilor și suporterilor pentru încrederea, susținerea și momentele frumoase petrecute împreună. Sunt mândru că am putut pune umărul la performanța notabilă a echipei din sezonul proaspăt încheiat. Le doresc mult succes în continuare și aștept cu nerăbdare să ne întâlnim în teren, a spus Bogdan Mănescu. CSU Suceava a făcut 2 achiziții în perspectiva viitorului sezon. Portarul George Șelaru de la Potaisa Turda și interul stânga iranian Amin Yusefinezad de la CSM Vaslui. În plus, universitarii le-au prelungit contractele lui Răzvan Gavriloaia, Darius Macaria, Alexandru Boluga și Andrei Bruj. Handbaliștii antrenați de Bogdan Șoldănescu au programat reunirea pe data de 4 iulie. După o scurtă perioadă de reacomodare la efort, unii jucători vor pleca la campionatul european universitar din Ungaria, iar alții la campionatul european de tinere din Slovenia. Gruparea suceveană va începe meciurile de pregătire în primul weekend din luna august, cu ocazia memorialului Mihai Mironiuc, unde vor mai participa Potaisa Turda, CSM Vaslui și HC Odorheiu Secuiesc. Viitoarea ediție a Ligii Naționale la handbal masculin va debuta la sfârșitul lunii august, cu 2 echipe noi la start. Este vorba despre CSM Odorheiu Secuiesc și CSM Alexandria, care au promovat în locul celor de la CSM Sighișoara și Universitatea Cluj.